Și bine ați venit pe canalul de YouTube Simplu de Făcut. În videoclipul de astăzi vă arăt cum să realizați această brățară pentru mărțișor, foarte simplu de făcut, din ață colorată, alb și roșu. Să începem! Materialele necesare pentru proiectul de azi sunt ață colorată de împlătit brățări. Vom avea nevoie de 4 bucăți de ață colorată roșie cu lungimea de 60 cm și 3 bucăți de ață albă cu lungimea de 60 cm. În total vom avea nevoie de 7 ațe cu lungimea de 60 cm. De acest cerc cu care vom face brățările, vă arăt cum să-l realizați într-un videoclip de pe canal. O să pun un link în descriere cu acel videoclip. Și o foarfecă ca să tăiați la final. Primul lucru pe care l-aveți de făcut este să faceți un nod, dar și să lăsați puțin în capăt. Cam așa. Acest nod îl vom pune prin gaura aceasta. Și acum voi pune câte o ață în fiecare tăietură, lăsând una liberă. O să pun o ață roșie, una albă. Iar în continuare urmează să număr din partea aceasta 3 ațe, 1, 2, 3, iar pe a treia o voi aduce în această deschizătură care este goală, cam așa. Acum voi întoarce cu deschizătura aceasta care a rămas goală în jos și din nou voi număra 3 ațe, 1, 2, 3, și a treia ață o aduc în această deschizătură care este goală. Voi face așa până când brățara va avea lungimea pe care eu o doresc. Astfel, eu voi aduce cercul cu partea aceasta care este goală spre mine, din nou număr 1, 2, 3, iar a treia ață o aduc aici. Am grijă să nu se încurce a acestei ațe jos și eu voi continua tot așa până când brățara va avea lungimea pe care eu o doresc. După ce avansați puțin cu brățara, așa va arăta, va începe să se vadă cum ați împlătit. Eu voi continua așa până când aceasta va avea lungimea dorită. În momentul în care în partea de sus arată așa, urmează să trageți pe partea aceasta de jos. Și cam așa arată brățara până acum, urmează să continuăm. Eu am ajuns la lungimea de care am nevoie pentru mâna mea. În general, lungimea standard este de 15-16 cm. Acum voi scoate fiecare ață. Deci, aceste tăiuri. O voi scoate din asta și voi face un nod la capăt. Exact așa cum am făcut la început. Cam așa.
foarte bine. La fel, vreau să am prăjimile pe care și pe parte și pe cealaltă. Și voi tăia fața pe niște. Iar la final, așa va arăta prăjimile. Iar ca să o pun la mână, o pot lega aici cu un ou. La final, așa va arăta brățara. Foarte drăguță și foarte simplu de făcut. Ca să o legați, o să faceți un nod la capăt și așa va arăta. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați like și abonați-vă la canalul de YouTube Simplu de Făcut. În cazul în care considerați că videoclipul poate ajuta și pe altcineva, distribuiți. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip!